No, servus! Ascultați episodul 5 din Arta Amplificării, o serie experimentală de înregistrări cu oameni din antreprenoriat și industrie creative, împreună cu care testăm un format interactiv de discuții relevante. Eu sunt Andrei Carcea și împreună cu Ina și cu Valentin vom facilita această sesiune planificată. Înregistrările Arta Amplificării fac parte din platforma N, un proiect inițiat de Node Makerspace și Innotech și care urmează să aibă pe lângă aceste sesiuni de lucru încă două module super faine, un marketplace și un modul de cursuri online și offline. Episodul de astăzi este destinat expunerii și este un subiect destul de complicat. Vom aborda două nuanțe din el, și anume branding-ul și campaniile de comunicare. Și vom fi ghidați de o planșă Miro care va rămâne drept resursă și pe care se află informații generate de comunitate, dar și în timpul înregistrării. Astăzi avem două invitate mega faine și le mulțumesc că au acceptat acest experiment de înregistrare. Monica Jitariuc, consultant și trainer în comunicare, face destul de multe, a fost implicată în zicem, etapa inițială de la Node Makerspace, de la Fundația Comunitară și de curând a fost și în Chișinău sau în străinătate, hai să spunem așa, unde a ținut un training pentru oamenii de acolo. Alături de Monica o avem pe Cristiana de la Minio, care este Head of Strategy și care este colega noastră aici la Nod. Ne intersectăm destul de des și mă bucur că este și ea prezentă. Vom începe cu câte o întrebare, poate generică, dar de încălzire. Vom acoperi cât reușim. Așa că, Monica, vin spre tine și te întreb cum se poate implica un om de comunicare în societate. Salut, Andrei! Bună, Cristiana! Bună, Nod! Mă bucur să fiu aici azi. Mă bucur să fiu alături de Nod, mai ales că l-am văzut crescând și am fost acolo în situații de criză și mă leagă niște campanii minunate alături de voi. Cele din pandemie fiind ultimele la care, alături de Tamina, Florin și echipa, am simțit așa foarte mult puterea comunității. Așa că mă bucur mult să fiu azi la această inițiativă, la Platforma N. Iar ca să-ți răspund, Andrei, la întrebarea asta, toți oamenii sunt parte din societate, fie că-s de comunicare sau nu. Oamenii de comunicare poate au un rol important, poate mai important ca niciodată acum, și văd foarte mulți oameni de comunicare implicați în societate. Și aș vrea să vorbesc despre asta mai degrabă decât exemplul meu personal, care e unul cumva firesc pentru o carieră matură, cumva zona asta de a aborda intersecțional sectoarele, atât cel public, cât și cel privat, cât și cel al instituțiilor publice. Că tot menționai de Chișinău, unde am avut, unde am parte de experiențe din astea de capacitare a unor instituții publice. Așadar, din perspectiva asta mea de carieră matură, dar uitându-mă la colegii mei și de generație, dar și la cei tineri, ce observ e că toți au o preocupare mai mare sau mai mică, în funcție de cât timp și nervi le mai rămân după această meserie foarte solicitantă, dar toți fac lucruri minunate. Și chiar o să vreau să menționez câțiva. Un strateg excepțional, o strategă excepțională, Cristiana Belodan, de exemplu, care lucrează, cred că o și găsiți online, lucrează inclusiv pro bono pentru ONG-ul. Recent am lucrat împreună eu pe startul campaniei, ea a scris brieful, campanie Iubim la fel pentru parteneria civil pentru Mozaic, un lucru excelent. Studiouri de creație, precum Glitch, care a lucrat la această campanie de parteneria civil, dar nu numai, toate marile agenții din România. Mă uit la cele de advertising, dar și cele de comunicare, de PR, toate au campanii, unele chiar fundații și programe organizate în zona asta. Deci, ca să-ți răspund la întrebarea, Andrei, implicarea omului de comunicare în ce se întâmplă în jurul lui e vitală și ce știm noi poate ajuta în multe locuri. Și mă bucur să văd multă lume care crede în asta și care își dă timp, energie și know-how pentru a duce mai departe cauze. E deja nu mai e un accident, este o parte din felul de a face lucrurile, de a face business dacă ești antreprenor mai mic sau chiar de a face
partea ta, dacă ești o companie mare sau o agenție mare. Dar toată lumea face tot ce poate, cât de bine poate. Eu sunt foarte convinsă de asta și am mai degrabă un discurs optimist despre felul în care ne implicăm și arătăm asta. Așa că mulțumesc încă o dată că sunt aici și mulțumesc și oamenilor de comunicare care toți fac să fie România asta mai suportabilă un pic, că tot răstăm să trăim în ea. Apreciez foarte mult nota optimistă pe care o dai și eu cred că e așa. Pe acum câțiva ani sau acum 10-12 ani am trăit cu impresia că această implicare a oamenilor de comunicare era doar un motiv de a găsi oarecum un client mai permisiv sau un client la care poți face poate niște lucruri pe care la un client comercial nu reușeai să le faci. Lucrurile s-au transformat de-a lungul anilor și cred că avem oameni sinceri care se implică pur și simplu că așa le e sufletul, să zicem, și încearcă să dea înapoi în comunitate. Cristiana, servus! Revin salut, salut și mulțumesc de invitație. Bună, Monica, mă bucur să ne vedem în formula asta. Revin la tine cu un subiect, nu știu, care tot apare și tot urcă așa în topuri, și anume lumea asta a influencerilor. Cât de relevanți mai sunt ei în 2024? Ar trebui să ne pese de influenceri? Voi în agenție folosiți acest canal sau acest instrument? Care mai e status quo în zona asta? Foarte interesant mod de a pune întrebarea. Cred că influencerii nu pot să mai fie lăsați așa undeva pe lista de canale la final sau ei sunt un canal în sine, de sine stătător, și pot să zic cu încredere că concurează cu multe canale deja împământente. În zona asta cred că sunt foarte relevanți din cauza că putem să ne uităm și noi la comportamentul de consum din digital și ne dăm seama că la câtă informație este acolo, trebuie să avem un fel de sistem de curatoriere a ei. Și atunci, în căutarea acestei autenticități de content, încercăm totuși să ne bazăm pe ceea ce reprezintă încredere pentru fiecare dintre noi. Și asta sunt influencerii. Adică ei sunt un prim sistem prin care, prin asociere, prin valorile pe care le reprezintă ei, prin discursurile pe care le duc către comunitățile lor, reușesc să curatorieze anumite produse și servicii către aceste audiențe și atunci să fie mai relevante anumite asocieri cu brandurile. De ce spun asta? Este ca fenomenul review-urilor din digital. Nimeni nu-și mai cumpără produse fără să citească review-urile. Și cam așa sunt și influencerii, ca să fac o paralelă foarte ușor de înțeles. Nu cred că putem să ne imaginăm viața fără ei. În schimb, și universul influencerilor s-a schimbat și peisajul lor s-a schimbat în ultima perioadă. De ce spun asta? Pentru că utilizatorii absolut obișnuiți, datorită creșterii anumitor platforme, cum ar fi TikTok-ul, au devenit, prin stilul lor de a crea conținut, micro-influențatori în comunitățile lor. Și nu sunt neapărat influencerii clasici care s-au consacrat prin alte tipuri de joburi, meserii, ci pur și simplu sunt oameni obișnuiți ca și noi, care au capacitatea de a crea conținut foarte relevant și de a strânge comunități în jurul conținutului pe care îl creează. Prin urmare, zice că ne confruntăm cu o nouă era a influencerilor și a spune aici creatorii de conținut care vin din spate și completează, ca să zic așa, peisajul influencerilor pe care am putea să-i folosim în campaniile noastre. Ce este important de spus în acest canal, în lucrul cu influențatorii, este că trebuie să ni selectăm foarte atent. Ca orice alt instrument de comunicare de brand, trebuie să ne asigurăm că acei oameni ne reprezintă. Deci nu putem neapărat să alegem în baza, nu știu, comunităților mari, cifrelor, ci trebuie să alegem pe afinitate. Pentru că, fiind un instrument de încredere, cum spuneam, dacă noi comunicăm chiar și cu cel mai mare influencer o anumită campanie sau un anumit mesaj, dacă el nu este relevant pentru brandul nostru, nu pare autentic, pare pus cu mâna acolo în ecuație, nu va avea succes, vor fi niște, cum spunem noi, bani aruncați pe fereastră.
Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că valorile pe care le avem noi ca și brand, mesajele pe care ne dorim să le transmitem cu audienței noastre, se potrivesc cu canalul și cu influencerul ales pentru respectiva campanie. Mamă, perfect, și mi-e și ridicat-o la fileu ca să avansăm la primul punct mai consistent, și anume discuția despre branding. Și mi se pare că se leagă destul de bine ca să poți să faci acest, să alegi influencerul care trebuie, trebuie să cumva să rezonezi și cu valorile lui. Și o să trecem imediat să vedem ce înseamnă acest pachet de branding. Dar nu înainte de a seta niște premise, și anume vom vorbi despre branding și despre comunicare, dar având în minte cât putem acest arhetip al designerului, al omului creativ care intră, să zicem, în lumea antreprenoriatului sau este de un an, doi activ și încearcă să-și maximizeze într-un fel sau altul prezența, fie digitală, fie online, fie offline. Chiar la Nod există multe exemple de oameni care, nu, produsul era super decent, lucrurile pe care le creau erau super decente, dar pentru că nu reușeau să se promoveze, nu reușeau să comunice oamenilor, au pierdut teren și mai mult unii au și închis, s-au întors în corporație, au încercat să-și urmeze visul și să devină antreprenori în industrie creative, dar n-au reușit. De aia punem și noi o cărămidă pe zona asta de educație și încercăm să dăm câteva instrumente, poate practice, astfel încât să le fie mai ușor acestor oameni. Trecem la branding și brandingul, bineînțeles că începe cu, în mod normal, cu o cercetare și cu o înțelegere, să zicem, a contextului, iar lucrurile astea se duc și se transformă în ceea ce noi numim platformă de brand. Aș vrea să vă întreb, Monica, pe tine, la ce este utilă o misiune pentru un astfel de antreprenor din industriile creative, și Cristiana, care e diferența între misiune și viziune? Adică ne trebuie amândouă, nu sunt același lucru? Hai să vedem un pic. Oricum, mie îmi place foarte mult așa să încep cu clarificări terminologice. Că noi de multe ori vorbim toți același lucru, toți suntem cu branding în gură, cu strategia în gură toată ziua, dar înțelegem foarte greu același lucru de multe ori. Mai ales antreprenorii, de ce am văzut la început de drum, ajung cumva, de multe ori investesc în gânduri, energie, da, în idee, în monetizare, poate într-o strategie de business, dacă înțeleg cumva importanța. Iar apoi zic, no, și acum ne trebuie și un brand. Știi? Și tot timpul e lăsată discuția asta, undeva oricum după, mai spre final, e la mandatory, trebuie să avem și un brand. Și e important să definim termenii cumva. Deci aș începe cu brandul și o să lau pe Cristiana să mă completeze, că sigur vedem lucrurile complementar și sunt convinsă că suntem pe aceeași pagină în multe lucruri. Brandul, toată lumea trebuie să știe cumva că brandul începe din T0, de când ai ideea, da? Pentru că brandul înseamnă totalitatea experiențelor pe care un consumator le are cu produsul sau serviciul tău. Când zic totalitatea experiențelor, chiar înseamnă totul, da? De la covărașul de la intrare până la cover-ul de pe site, da? Sau toate lucrurile, da? Totul înseamnă brand, pentru că brandul e experiență. Atunci brandingul e de fapt procesul prin care tu ajungi să te definești cumva, da? Să vezi cum trebuie să arate breșul ăla de la intrare, cum trebuie să arate mail-ul de refuz de plată, cum trebuie să... Inclusiv cât de repede trebuie să împătesc facturile, da? Deci brandul e cumva esența, ce este compania și cum se poartă ea. Lucru care începe încă din faza T-1 preferabil, de la început, de când începem să vorbim despre cine suntem și ce o să fim. Pentru că brandingul de fapt asta clarifică, da? Identitatea companiei și apoi sigur a produsului, aici o discuție oricum mai amplă.
Deci branding-ul e procesul, da? Și se face tot timpul, e un proces destul de, că se actualizează des, da? Deci odată o să povestească probabil și Cristiana despre etapa de setare de brand, care are niște rezultate, da? Un manual de brand, o platformă de brand, cum bine ai zis, Andrei, un manual de ton al vocii și așa mai departe. Și ăsta e procesul de branding, da? Întotdeauna e destul de complicat acest proces să fie bun rezultatul. Există și o vorbă, SISO, știi? Shit in, shit out în procesul ăsta. Deci e greu să iasă un proces bun dacă nu ai o strategie de business bună. Deci tu trebuie să explici consultantului care să face strategia de brand ce, de unde vin banii, care e monedul tău de business, care sunt credințele tale ca antreprenor. O să ajungem și la misiune și la viziune, dar vreau doar să clarific zona asta, da? Deci brandul sunt toate experiențele și la brandul personal la fel, da? Toate experiențele pe care le ai cu respectivul profesionist, da? Și brandingul e felul în care respectivul profesionist își construiește acest câmp perceptual, dacă vreți, sau elemente. La antreprenori e cu atât mai important, pentru că de fapt despre ce vorbim aici în branding și în brand, vorbim mult despre încredere. Dacă cineva are încredere în tine, îți dă banul. E valabil și pentru politică, îți dă votul sau îți dă donația la ONG-uri, da? Deci vorbim despre încredere. Și un brand consistent pe care îl urmezi, da? Care are o vizi- e construit pe o viziune, pe o misiune, are o viziune clară, are niște valori care ne arată ce să facem și mai ales ce să nu facem. Că de fapt un brand cam asta zice. Ce să faci, ce să nu faci, cum să vorbești, cum să nu vorbești, cum să tratezi furnizorii, cum îți tratezi angajații. Sunt practic valori care sunt nule, dacă nu se aplică, apoi în comportamente sau în sigur, canale de comunicare. Comunicarea, din perspectiva mea, în brand, e așa un vârf de iceberg, știi? Sub ea e cultură organizațională, ce se întâmplă în companie, ai comportamentul antreprenorului, multe lucruri. Deci comunicarea e doar vârful ăla pe care mulți îl dau cu sclipici, pentru că e foarte ușor și se vede, da? Și dau bani pe un logo arătos sau fac nu știu ce alte lucruri vizibile și să-ți iau ochii. Și de multe ori uită construcția asta de pe interior. Și mi-ar plăcea mult să vorbim și despre felul ăsta în care se face branding-ul și cum și ce se vede și ce mai ales cât de important e ce nu se vede. Dar n-aș vrea să monopolizez discuția și aș lăsa-o pe Cristiana, care sigur o să mă completeze și o să îmbunătățească un pic anumite. Da, într-adevăr, îmi place cum ai pus problema. Un proces de branding e un proces de terapie organizațională în cazul organizațiilor, de încercare de a te autocunoaște și de a depăși oarecum niște obstacole. Ba mai mult, branding-ul îți dă și niște instrumente, destul, unele mai palpabile, altele, cum e misiunea și viziunea, un pic mai meta, mai vizionare, să zicem. Cristiana, cum vezi branding-ul și cum te raportezi la el? Cum spuneam, pentru orice antreprenor la început de drum, discuțiile astea despre cum se face brand, misiunea, viziunea, apar niște discuții destul de abstracte și înțeleg cumva sistemul și metoda de gândire. Ce este important și își vrea să încep prin a scoate un pic din zona asta de frică aceste subiecte. Paralela pe care o folosesc eu de cele mai multe ori ca să ajut antreprenorii și nu numai oamenii la început de drum să înțeleagă ce înseamnă a face o identitate de brand, ce înseamnă a-și pune o viziune, o misiune pe care să-și o asume. Eu spun că brandurile sunt exact ca orice om. De ce spun asta? Noi vindem și cumpărăm de la oameni, nu cumpărăm de la o entitate abstractă. Prin urmare, ce încearcă brandingul sau ce încercăm noi prin structura de branding, încercăm să oferim o identitate, o față umană unui brand, astfel încât consumatorul să fie mult mai apropiat de brand și să-l înțeleagă, să obțină încredere și în timp să îmi fie loial. Și atunci, ca să zic așa, ADN-ul din care se face brandul presupune faptul că eu ca persoană, ca brand, ar trebui să știu ce mă motivează în viață, ce mă mișcă, unde vreau să ajung într-un timp de. Și ca să sumarizez, practic asta este diferența dintre misiune și viziune. Misiunea se concentra foarte mult pe contribuția brandului în prezent, în timp ce viziunea se referă la direcția și la aspirațiile viitoare ale brandului, către ce tinde brandul meu în timp.
Să dau un exemplu. Misiunea poate să însemne că vreau să ofer acces universal la informații. Acum, prin urmare, brandul meu se străduiește să zilnic, prin activitățile pe care le face, prin comunicările pe care le face, să dea acest acces la informații. Pe când viziunea reprezintă această imagine aspirațională către care brandul meu tinde, cum vreau să contribui eu în societate, prin brandul, existența brandului meu. Și un exemplu ar fi, de exemplu, să fiu lider mondial în tehnologie inovatoare. Apropo de celălalt exemplu pe misiune. Deci este foarte important să înțelegem că un brand este gândit pe termen atât prezent, deci pe termen scurt, cât și mediu și lung. Și atunci, cumva, în momentul în care noi începem să ne gândim la un business, începem să ne gândim la o identitate de brand, ar trebui să ne fie foarte clară această hartă a ceea ce reprezintă el. Să-l structurăm ca pe o persoană și să-i dăm toate atributele necesare, un scop în viață, un scop curent, ce face el, o semnătură, cum mă prezint, cum mă vede, cum mă percepe lumea, și aici intervine identitatea vizuală. Trebuie să am un tone of voice, ca orice altă persoană, sunt mai caldă sau sunt mai prietenoasă sau poate sunt din contră, foarte tehnică sau sunt mai autoritară, pentru că așa este o tipologia mea. Nu ai vrea să fie cineva foarte friendly și tu să lucrezi cu utilaje. Probabil că te-ai întreba de ce este atât de amuzant omul ăsta cu mine cu discurs, ai prefera să fie mai serios. Deci contează foarte mult care este scopul business-ului, cum vrei să-ți duci brand-ul, cum vrei să fii perceput de către consumatori și audiențele tale. Și nu în ultimul rând, contează foarte mult înainte să te apuci de orice, să vezi care este diferențiatorul tău în piață, unde este locul tău în piață. Pentru că dacă ajungi să-ți creezi toată identitatea de brand, toată arhitectura și după aceea să-ți cauți un diferențiator, poți raționalizezi totul, se va vedea ca inautentic și nu vei avea credibilitate în discurs. Deci este foarte important să se facă totul cumva în avans. Și asta e și motivul pentru care am început brandingul într-un fel și apoi ajungem la zona de comunicare. Eu aș mai întreba pe Monica dacă e vreo diferență, sigur e o diferență între un brand personal și un brand de organizație. Tind să cred că pentru antreprenorii creativi la început de drum e important cel puțin în primă fază ca lucrurile astea să se inspire sau să-și găsească rădăcinile în ei, în ceea ce sunt ei. Și probabil că o perioadă de timp ei vor fi capul tractor. Și asta ne duce oarecum spre un brand personal într-un fel sau altul. E o întrebare foarte interesantă asta, Andrei, pe care și-o pun mulți antreprenori la început de drum. Cât de mult, cât de important e transferul ăsta de încredere, de care vorbea și Cristiana foarte mult. Nu putem avea încredere în entități abstracte, da? Și atunci un om în ochii căruia să te uiți, și sunt antreprenori, te vă dau doar câteva exemple, care aplică asta brilliantly pe piață acum. Uitați-vă la Ilie Pană de la fabrica de detergent, care a transformat canalele lui de conținut în canale de creștere a brandului personal. Mai bine în cap Cristian de la Ovăz, brandul ăsta mic de antreprenorial de porridge și nu numai. Sunt antreprenori care prin prestanța lor publică, da, reușesc să atragă și capital pe brandul celuilalt. Eu acum am așa o perspectivă un pic diferită aici, în sensul că eu nu prea folosesc cuvântul ăsta de brand personal, pentru că mie mi se pare că oricum ar fi oamenii nu sunt neapărat de vânzare, știi? Și obsesia asta de a construi brand personal, adică de a construi cine vrem să părem că suntem, nefundamentată pe cine suntem de multe ori, s-ar putea chiar să fie ca un efect de bumerang, știi, să fie perceput, cum zicea foarte bine și Cristian, un inautentic sau o construcție. Uitați-vă doar pe LinkedIn, de exemplu, nu știu, la avalanșa de statusuri scrise cu ChatGPT, care toate sunt la fel, știi, și cumva toți profesioniștii încep să aibă de multe ori în anumite zone un tone of voice unitar și ciudat de unitar. Și atunci cumva aș înlocui brandul personal, da, este foarte importantă prezența antreprenorului în business-ul lui, cât de vizibil decide el să fie. Sunt diverse opțiuni unde trebuie să ții cont și de felul în care antreprenorul este structurat. Sunt mulți care nu pot, Andrei, sau nu vor deloc. Sunt absolut de multe ori aproape blocați să facă asta.
Și atunci cumva sunt mai multe perspective și poți să apuci oricare, nu există nicio rută 100% corectă, știi? Depinde foarte mult de ambițiile business-ului. Nu știu, am văzut business-uri care preferă să rămână mici, antreprenorul să renunțe inclusiv la canalele de comunicare, de brand, de Facebook, zice, și să rămână într-un business mai mic, cu valoare mai adăugată mai mare și prețuri în consecință, și să aibă un model de business în care el își dorește un profit atâta și să rămână fidel felul lui de a fi, să nu iasă din zona de confort, și business-ul se pretează la asta. Vă dau un exemplu, ca să nu vorbesc în general. Plan Clar este un business de organizare din asta. Erica Poplicianu este arhitectă și are acest business de organizat care te ajută să nu mai procrastinezi. Pentru că cei care ne ascultă și încă procrastinează trebuie să știe că ei nu sunt neapărat leneși, da? Ci fug de lucruri care le se par grele sau că nu pot să le facă. Le dau, dacă au nevoie să audă asta cineva, le zic că pot să facă. Trebuie doar să deschidă PowerPoint-ul și Word-ul sau gândul sau Miro sau ce deschide și să scrie. Ca să termin ceva trebuie să începi. E sigur că poți să termini dacă începi. Așa că Erica, pe o super discreție, a reușit să adună un public destul de larg și să-și facă niște obiective de business nu neapărat neambițioase. Deci e o decizie. Dar cât de mult vrei să urci, cât de mult vrei să construiești reputația asta. Iar pentru oameni eu folosesc termenul de reputație profesională. Da? Mai ales în zona celor care se vor se poziționa, nu neapărat influencer, ci lider de opinie. Pentru că e o mare diferență în creator de conținut, influencer, lider de opinie, antreprenorii pot fi fie lideri de opinie în domeniul lor, da? Eu știu cel mai bine despre detergent sau cum sunt fiecare, da? Mai ales la cei care oferă servicii, cum sunt și cei, nu știu, arhitecți, da? Sau designeri. Mi-ar plăcea să știu că they own their shit, știi? Eu știu domeniul, îmi dau inspirație, sunt conectați la trenduri internaționale. Lucrul ăsta nu ține neapărat de branding personal. S-ar putea să îi... pe mulți, mai ales arhitecții pe care eu i-am întâlnit, și așa în general sunt reticenți la a vorbi foarte mult despre ei. Dar cred că nu sunt reticenți la a arăta cine sunt și de ce ar trebui să avem încredere în ei. Și comunicarea și construirea conștientă a reputației profesionale, la asta te ajută. Să faci un puzzle unitar și să poți să arăți cine ești și de ce faci ce faci. Deci e esențial brandingul personal, dar nu este o rețetă 100%, depinde foarte mult de foarte multe lucruri. Îmi place că l-ai înlocuit cu reputație, mi se pare o metaforă foarte bună, reputația profesională, și într-adevăr exemplele de care povesteam mai devreme de la Nod, care nu au reușit exact în zona asta, erau aveau o frică de a se expune, ar fi preferat să stea în atelier și să producă lucrurile pentru business-ul lor, dar altcineva să vorbească despre lucrurile alea, ei fiind fie timizi, fie introverți, fie, nu știu, având această... E în continuare valabil, dar dăm peste astfel de... Bun, am vorbit despre reputație, brand personal, platformă de brand, un pic despre ce înseamnă brandul mai meta. Aș duce discuția către nevoia de a-ți defini oarecum o identitate vizuală, care e cumva la îndemână când intri într-un proces de branding. Te aștepți să revizuiești sau să generezi și o identitate vizuală, dar mai ales această acest grup de lucruri, și anume identitatea verbală, despre care se vorbește poate mai puțin și care teoretic ajută și ea, la fel ca o semnătură vizuală, în momentul în care citești un text, citești un headline, ar trebui să recunoști, să reperezi brandul care vorbește. Cristiana, de ce e importantă identitatea verbală? Și să ne definim niște cuvinte cheie, niște hashtag-uri pe care să discutăm. Noi, de exemplu, în studio pentru platformă facem pilonii, esența, să zicem, platformei, care fiecare pilon are un set de cuvinte cheie, iar în funcție de ce vrei să comunici pe care pilon, folosești, să zicem, cuvinte din lumea respectivă. Funcționează oare așa? Tu cum te raportezi la identitatea verbală?
Nu cred că există o formulă magică. Cred că fiecare brand și fiecare owner de brand, ca să zic așa, trebuie să structureze în baza strategiei pe care o are, în baza misiunii și viziunii, cum spuneam, pe termen scurt și pe termen lung, acele elemente care îl ajută să construiască consistență în comunicare cu audiențele. Ce înseamnă asta? Dacă eu am o strategie pe termen lung și vreau să mă dezvolt pe trei elemente, nu știu, să fiu un brand eco și să fiu un brand care este sustenabil, voi avea cei doi piloni în comunicare și voi construi acolo. Din perspectivă, cuvinte cheie, voi încerca mai ales pe tot ceea ce înseamnă prezență digitală să păstrezi o consistență atât din perspectivă SEO, dar nu numai, ci și din perspectiva simplului fapt că avem regula aia simplă, repetiția este mama învățăturii la propriu și ne ajută, pentru că în clutterul digital prin care navigăm cu toții, cu cât se repetă mai mult un anumit tip de cuvânt, cu atât înțeleg că businessul respectiv este despre X și nu despre Y. Dacă încep să folosesc foarte multe cuvinte, o să ajung să fiu, brandul meu să fie despre tot și în același timp despre nimic. Deci trebuie să știu exact unde vreau să joc, în ce ligă vreau să joc și să nu fie frică să-mi asum în liga respectivă. În discuțiile pe care le-am mai avut cu foarte mulți oameni, mai ales pe zona de branding, a fost fix asta, pe cum să mă nișez. Dacă mă nișez, nu înseamnă că, dacă mai aleg niște cuvinte cheie, nu înseamnă că o să renunț la o categorie de target sau nu înseamnă că o să-mi limitez opțiunile și adevărul este că nu, pentru că prin consistență poți să atragi, printr-o poveste consistentă și niște cuvinte consistente, să atragi niște oameni în povestea ta, chiar dacă inițial nu erau, nu jucau în nișa respectivă, cum o numesc mulți. Deci sunt importante atât tone of voice-ul, cât și cuvintele pe care le alegem. Ar fi bine să fie structurate pe niște piloni de comunicare, tocmai ca să putem să vedem, să-i urmărim în timp și să vedem. Evident, și asta se discută mai puțin, nimic nu este setat pentru totdeauna. Brandul este o entitate în viață, ca să zic așa, se actualizează odată cu piața, odată cu nevoile brandului și odată cu nevoile consumatorilor săi. Prin urmare, este posibil cu anumit tip de cuvânt cheie sau pilon de comunicare să-l actualizez într-un timp de 3, 5, 6 ani, dacă consider că business-ul meu trebuie să se structureze pe o anumită direcție strategică de business. Deci asta ar fi foarte important, să ne ținem totuși flexibili când construim un brand, dar să ne asumăm pe un timp de măcar 3 ani anumite elemente, pentru că altfel nu putem să urmărim în timp efectele și rezultatele pe care le dorim. Perfect, mulțumesc. Și într-adevăr, brandul e un organism viu și ar trebui să țină seama de dinamici, diverse dinamici. Monica? Aș vrea să completez la ceea ce a spus Cristiana. Faptul că eu cred foarte tare că we are the words we say. Și cred că și antreprenorii, mai ales la început de drum, e foarte important să fie foarte atenți la cuvinte. Și sigur, la cuvintele pe care le pun în online, pe care le pun pe site-uri, în ad-uri, cuvintele care identifică în timp, în amprenta asta digitală. Dar e foarte important să fii atent și la cuvintele alea pe care le folosesc mult mai des decât ad-urile, cuvintele din mail-urile pe care le folosesc cu angajații, cuvintele din cum vorbesc cu furnizorii, cuvintele din, nu știu, din about-ul ăla de pe cine suntem, știi? De multe ori, la cei mai mulți antreprenori, ele devin niște descrieri de servicii foarte puțin impregnate de brand. Deci, we are the words we tell, și identitatea verbală înseamnă și punerea ta în cuvinte, adică trebuie să arăți cine ești și ce faci, cumva chiar în tonul vocii pe care îl ai, da? Nu știu dacă ești un pic mai amuzant, să se simtă asta când descrii, uitați-vă la brandurile astea mici, Sloop, sau da, care sunt foarte jucăușe și pe etichete și peste tot, da? Cuvintele nu sunt mai cuvintele din ce se vede vârful ăla de iceberg al comunicării, ci toate cuvintele care ne prezint în fața celorlalți, știi, pe orice tip de canal, până și pe factură, până și pe bonul cu care livrezi cumpărătura acasă, știi, cum ceri review acolo, scris de mână, ce cuvinte îi zici, cum faci, știi? Deci nu neglijați, și cred că e un sfat așa pe care l-am observat, am observat antreprenorii care nu neglijează cuvintele de peste tot,
ajung mai repede la public, mai clar, mai emoționant uneori, dacă asta aleg. Și aș mai adăuga un ultim lucru la asta cu cuvintele. Sunt importante și cuvintele astea de identitatea ta, așa cum am zis, de cine ești pe site, să ai și cuvinte puse, nu știu, orice business la început de drum. Cred că ar fi util să-și adune puterile și să-și facă un film de un minut de prezentare, știi? În care să pună cuvintele într-o ordine și să se arate lumii. Deci lucrurile mari stau în lucruri mici și cuvintele la fel, fiecare e important și trebuie ales cu atenție. Și apropo de personal branding, ca să zic personal branding, inclusiv cuvintele antreprenorului, felul în care se prezintă public în orice tip de discurs. Lucru neglijat de multe ori de antreprenori, care ezită să dobândească skill-uri de public speaking, chiar și de punere în cuvinte. Știi, există, de exemplu, servicii în piață, inclusiv de autobiografie de pus în cuvinte pentru antreprenori. Claudia Udrescu, de exemplu, face un astfel de serviciu. Un antreprenoare mică, dar pe pagina ei găsiți inspirație în zona asta. Cei de la Poarta Nouă, un mic butic așa care încearcă să aducă sfaturi în zona asta de identitate verbală. Așadar, uitați-vă și la alții, vedeți cum fac, nu neglijați niciun cuvânt și da, identitatea verbală e foarte, foarte importantă. Dacă mai conține și poveștile fondatoare și tot felul de zone din astea de emoție, sunt cu atât mai valoroase cuvintele astea. Așa nu neglijați și nu le stați la întâmplare și nu le faceți cu ChatGPT asta, de fapt, vreau să spun pe scurt. Faceți-le personal din mintea voastră. Eu mă bucur că am neglijat oarecum identitatea vizuală și ne concentrăm pe această identitate verbală, care și pentru mine, dar se pare că și pentru voi, este destul de importantă în a exprima, în a transmite lucruri. Te rog, Cristiana. Trebuie să-ți iei. Vreau să profit de ocazie să zic că identitatea verbală este această bucată pe care trebuie să o poți susții pe termen lung. Adică trebuie să te reprezinte, trebuie să fie din suflet. Și în momentul în care tu lucrezi la tine, la brandul tău, îl expui și reușești să transmiți emoția de construcție a business-ului mai departe a audienței, nu ai cum să dai greș. Important este să te reprezinte. Dacă folosești lucruri artificiale sau lucruri care sună bine sau crezi că vrea să le audă audiența, dar nu sunt despre tine, despre brand, despre cine ești de fapt, se va vedea în timp și atunci vei pierde. Pentru că, așa cum spunea și Monica, este un business de încredere. Și putem să sesizăm inconsistențele în comunicare, putem să sesizăm nuanțele în felul în care se transmit cuvintele, tone of voice-ul cum variază în funcție de, și atunci asta este foarte important, ca orice identitate verbală sau vizuală am alege să ne reprezinte și să putem să susținem pe termen lung. Și ca să completez, să nu fie doar un document care sigur poate fi manualul ăsta de brand sau ăsta de tone of voice. Știi că de obicei toate mai au acolo tone of voice, să fie de obicei trei lucruri, nu prietenos, competent și nu știu, poate. Dar e mult mai important să mergi mai departe un pic și să ai inclusiv listă ce cuvinte folosim, ce cuvinte nu o să folosim. Dacă ești un brand care are un tone of voice simplu, pe înțelesul oamenilor, care e ca arhetip the girl next door sau the man sau the woman sau the people next door, da? Atunci nu poți să ai cumva să folosești cuvinte foarte deoareceuri și tot felul de construcții din astea la cabrande de fraze, știi? Deci tone of voice-ul și toate manualele astea și tot ce vorbim noi aici, de fapt sunt niște lucruri foarte simple într-un final, ca sigur care necesită reflecție, necesită uneori ajută și specialiștii foarte mult și n-aș neglija aspectul ăsta al specialiștilor, mai ales că există atâtea niveluri pe piață, poți să găsești să lucrezi acum cu cineva, mi se pare. Și cred deci că ar trebui clarificate în lucruri foarte acționabile. Da, listă de cuvinte de folosit, listă de construcții, poate chiar niște sound bites pe care o să le folosim tot timpul, da? Toată lumea ar trebui să aibă pregătit acele elevator pitch de care se vorbește, da, te întreabă omul ce faci, tu să nu-i spui bine sau fac șuruburi. Și să poți să-i zici, sclipindu-ți ochii, ce tipuri de șmechere, cum salvezi tu lumea făcând șuruburi, glumesc. Dar ce vreau să zic e că nu trebuie să ratăm oportunitățile de comunicare și aceste manuale, dacă vreți, aceste ghiduri, făcute bine și înțelese utilitatea lor, ele pot deveni acele elemente care păstrează consistența de care vorbea Cristiana pe termen lung. Și asta e vital. Mai ales când organizația tot crește, știi? Că la început de obicei tone of voice-ul patronului și vorbește el cum vrea el, oricum ține el și social media și face el. Ceea ce, sigur, așa e uneori, ăsta e, atât se poate atunci.
Dar e bine să aduni, să ai un document cu tone of voice în care să începi să-ți aduni lucruri, expresii, lucruri. Deci it's work in progress și aici, work in progress și aici. Dar cred că am vorbit mult despre cuvinte, dar sunt importante. Mă bucur că, practic, ducem discuția și ai dus foarte bine discuția către reglementare și către reglementarea lucrurilor. Și sunt curios să vă întreb, Monica, mai are sens manualul de brand? Mai e el un asset? Când vine un specialist de comunicare și trebuie să plece de la manual, o mai face în 2024? Mai citește? Ia să vedem, domnule, ce au reglementat oamenii ăștia aici și cumva să intru în framework-ul lor, să încerc să se mai folosește manualul de brand. Da, când zici reglementare, mă gândesc cumva la două lucruri. Mă gândesc odată la reglementarea domeniului, că noi totuși lucrăm într-un domeniu, știu, unii dintre noi am făcut o facultate pentru domeniul ăsta, alții au muncit ani de zile și au creat expertise on the job. It's a serious job, asta, comunicarea, știi? Și atunci e și reglementată ca atare, inclusiv legal. Și mă gândeam cumva la zona asta legală când vorbeai și aș vrea să-i invit pe toți cei care ne vor urmări să verifice un pic zona asta de reglementare. De exemplu, vă dau câteva exemple punctuale. Există cod de etică pentru influencer, unde puteți vedea ce ai voie, ce n-ai voie, cum e recomandabil să faci. IAB l-a scos, poți să-l și pui ca resursă acolo, cred că ar fi interesant. Există legea, sigur, ce-ți permite să zici, ce nu-ți permite să zici, da? Nu-ți permite să zici cel mai, nu știu cum, dacă nu ai studii în spate, da? Sunt multe reglementări care sunt importante și de care trebuie să țineți cont. Există oameni pe care îi puteți urmări să aflați lucrurile astea mai legale. Probabil că o știți mult pe Ana Udriș de Avocatu, ea are multe informații pe tema asta. Andreea Livadariu, care e în zona asta de înregistrare de marcă. Știi că și sound, cuvintele astea tot sunt parte din marcă, nu știu. E partea asta de înregistrare, care iar e o chestie foarte interesantă. Andreea Livadariu are și un blog foarte interesant pe tema asta de drepturi. Și asta e zona de reglementare de care, da, trebuie să ținem cont cu toții tot timpul, da? Și să o cunoaștem în primul rând. Sigur, în companiile mari există avocați, există oameni care se ocupă, dar să știți că și antreprenorii la nivelul lor ar trebui să fie, dacă nu conștient, și ar trebui să se uite măcar pe unele dintre lucrurile astea care reglementează domeniul comunicării. Revenind la lucruri de formale, așa cum le numește Andrei, cum e și manualul de brand, toate aceste framework-uri, ele toate sunt esențiale, ca și cum sunt hărțile unor teritorii. E ca și cum te duce pe un teren minat, da? Dacă mina înseamnă, deși nu e o comparație fericită și n-aș vrea să o fac, e ca și cum te duce pe un, într-un loc nou, da? Cum sunt, de exemplu, canale noi de comunicare, cum sunt lucruri noi pe care le faci și n-ai avea busola la tine, știi? Framework-urile astea bune, un manual bun, astea sunt, de fapt, și marile branduri lucrează foarte mult în frame-ul ăsta. Și nu pot să spun, având experiența unor mari branduri în spate pentru care am lucrat, dar și a unor amici, nu pot să spun că vreodată acest frame a fost restrictiv. A fost restrictiv, sigur, și de multe ori am avut limitări. Dar după cum știți, creativitatea se naște din limitare și brandurile astea vin la pachet și cu mult curaj de multe ori, știi? Dar frame-urile ajută ca să rămâi consistent, să nu iei pe câmpii, să poți să vezi oare asta se potrivește sau nu. În comunicare sunt atâtea oportunități acum, îți vine să faci de toate, știi, să faci și aia, și aia, și aia. Un manual bun și un brand bine setat îți arată cumva și cam și direcția. Știi? Și e o hartă importantă de care toți specialiștii care se respectă în comunicare țin cont. Și de multe ori sunt și inspirați de ele și de multe ori și contribuie în a le face mai bune. Pentru că, așa cum bine se spunea anterior, ele sunt niște documente care trăiesc, nu? Și se actualizează permanent în funcție de ce facem. Da, cam asta e punctul meu de vedere aici. Mi-a plăcut și cumva laterala spre un alt fel de reglementare, pe care n-am avut-o în minte când am scris treaba asta, dar într-adevăr ce ai povestit are sens și trebuie să fiecare antreprenor să arunce cât de cât un ochi și în zona aia de reglementare. Cred că manualul e util și pentru extern, pentru oameni poate care vin și furnizează servicii de comunicare, de implementare, de ce o fi ele, dar și intern, adică poate și onboarding, oameni noi care apar în echipă se pot raporta într-un fel sau altul la acest document și
să-și dea seama un pic de teritoriu în care pot juca ca parteneri, angajați sau colaboratorii acestor antreprenori. Perfect. Eu aș închide discuția despre branding. Cred că am atins destul de multe nuanțe. Odată am vorbit despre importanța setării unei platforme de brand și a ceea ce ești tu în prezent, dar și în viitor, spre ce ar trebui să tinzi. Am neglijat un pic identitatea vizuală, care este, să zicem, un alt topic, o altă măgăoaie de discuție. Am intrat un pic în detalii despre utilitatea identității verbale și ce bine ar fi totuși să setăm o listă de cuvinte, să avem un tone of voice pe care să-l urmărim și să lăsăm personalitatea antreprenorului sau a echipei să ajungă la consumator. Iar în final am vorbit un pic despre manualele de comunicare, cât de flexibile, cât de restrictive și ce utilitate au ele. Fără să mai o lungim, ne îndreptăm către al doilea instrument pe care aș vrea să-l lăsăm în urma noastră oamenilor, și anume cum ne structurăm o campanie de comunicare. Iar aici am mapat, să zicem, niște zone principale și cred că în primul rând ar trebui să ne uităm către cine direcționăm această campanie, targetul, apoi să ne punem întrebarea cum ajunge mesajul, conceptul, prin ce canale ajunge la acest target, care este mecanica, dar avem aici avem destul de multe de discutat, de la, nu știu, într-o promoție trebuie să completezi un talon, să-l pui, apoi îți vine SMS-ul. Toate astea fac parte din mecanică. Vezi un afiș, îl scanezi QR-ul, ajungi pe un landing page. Toate lucrurile astea fac parte din mecanica și funcționarea unei campanii de comunicare. Ce resurse și cum decidem ce resurse avem nevoie și, să zicem, un lucru destul de important, ce anume calendarul campaniei de comunicare. Și aș începe cu targetul, lucru sau înțelegerea consumatorului, lucru care este valabil inclusiv la branding, adică pe de o parte trebuie să ne uităm la ce suntem noi, dar trebuie cumva să facem relevant ce suntem noi și pentru ceilalți, iar pentru asta e nevoie de o oarecare înțelegere. Așa că, Cristiana, voi cum identificați publicul când desenați, când faceți designul unei campanii de comunicare? Și cum ar putea acești antreprenori, care poate sunt la prima campanie sau la a doua încercare, cum ar putea să-și aleagă publicul țintă? Cum spuneam, e la început de drum cel mai dificil, mai ales că nu ai un benchmark în comunicare, este să-ți definești prima oară publicul țintă. Ceea ce înseamnă că ar trebui să începem de la bază, adică ar trebui să ne dăm seama, în primul rând, care este competiția, cu cine vorbesc, dacă există competiție, începem de la zero. Dacă nu știm de unde să apucăm, este un punct cheie important. Apoi este important să ne întoarcem un pic la identitatea noastră de brand, la brand, la platformă, la mesaj, la viziune, misiune. Să vedem care sunt oamenii, care sunt acele segmente de oameni care ne-ar asculta și ne-ar place mesajele, ca să spun așa. Și cel mai important ar trebui să încercăm să vorbim cu ei. De cele mai multe ori, când m-am discutat cu oameni la început de drum pe zona asta, vorbeau din slide-uri. Adică își făcuseră un user persona sau își făcuseră niște date demografice, își culeseseră niște informații din diverse surse, fie că erau studii, fie că făcuseră un fel de eșantion de întrebări. Dar ei, în esență, nu au discutat personal, one-to-one, cu oamenii care i-ar putea consuma. Și cred că această lipsă de human touch, de a te apropia de sursă, ca să zic așa, ne face să fim artificiali în comunicare și este foarte important să mergi pe teren, să vezi cine vrei să te cumpere, să vezi ce fel de comportamente au, cum se exprimă, ce folosesc, ce prieteni au, prietenilor știu despre lucrul ăsta. Adică dacă lucrăm doar din spatele unui laptop, este foarte puțin probabil să ajungem la
spetele consumatorilor la care și dorim să ajungem. Și atunci este important să umanizăm procesul, să le dăm nume oamenilor ăstora, să nu vorbim doar cu ingineri, arhitecții 31-35 de ani, nu știu, dau un exemplu, ajungem să vorbim foarte matematic despre publicul țintă, în loc să ne dăm seama că sunt niște oameni, ca și noi, care au niște interese obiective, nevoi personale de rezolvare. Și nu în ultimul rând, ce mai este important în afară de a identifica, dacă l-ai identificat, ai vorbit cu oamenii ăștia, ai făcut interviurile, ți-ai studiat datele din platformele sociale, vezi cine te urmărește, vezi oamenii care sunt acolo pentru tine, este foarte important să-ți dai seama care sunt nevoile principale. De exemplu, noi în agenție ne folosim foarte des de celor de la Ipsos, se numește Sensidium. El mapează nevoile principale umane și presupune faptul că, evident, toți dintre noi le bifăm pe toate, dar ne motivează principal una din ele. Spre exemplu, poate să fie nevoia de a fi recunoscut, poate să fie nevoia de a fi provocat, poate să fie nevoia de a relaționa cu ceilalți, de a aparține de o comunitate. Fiecare dintre noi avem o nevoie principal umană care trebuie să fie rezolvată în relația cu ceilalți. Și este important să ne dăm seama publicul nostru țintă, audiența noastră principală, în care categorie joacă, care este nevoia pe care vrem să o acoperim prin comunicare. Dacă este o nevoie de a fi recunoscut, atunci ar trebui să nu-i vorbim dintr-o zonă de expert, pentru că cel mai probabil dacă vorbim dintr-o zonă de expert, nu o să se simtă și el recunoscut expert pe cunoștințele pe care le are. Dacă vorbim dintr-o nevoie de, nu știu, de exemplu, siguranță și control, probabil este bine să-i arăt acolo toate datele, că eu sunt expertul, că eu dețin toate informațiile pe care el dorește să le găsească și uite care sunt sursele și uite de ce nu trebuie să-ți bați tu capul chestia asta. E foarte important, pentru că de multe ori în comunicare ne întrebăm, dar de ce nu răspunde publicul meu țintă la mesaj? Pentru că nu am identificat probabil nevoia lor principală cu care vor să interacționeze cu brandul meu și atunci, cu siguranță, nu, chiar dacă demografic publicul țintă este corect, nu i-am atins la corda sensibilă. Și am rămas practic la niște lucruri dintr-un slide, poate. Monica, aș vrea să vin spre tine și să te provoc la niște lucruri mai practice. Ce ar trebui să facă antreprenorul? Ok, trebuie să coboare la firul ierbii, dar la firul ierbii ce poate să facă ca să înțeleagă poate mai bine omul pe care îl dorește sau targetul pe care îl vizează în respectiva campanie? În primul rând să aibă curiozitatea, deschiderea și să asculte. Și Cristiana a mapat cam toate instrumentele care se folosesc în general, da? Interviu de consumator, îl iei, stai de vorbă, discuți cu el, îți notezi. Dar pentru că vrei lucruri concrete așa, o să-mi permit să fac un slide, un share screen, dacă îmi permiți, Andrei, la cum arată outcome-ul unui astfel de jurnal de atenție la consumator. Este pentru un brand de servicii, de relații publice, e o agenție mică, cred că tot la Nod, are, dacă nu știu dacă încă mai e la Nod, Crafters, nu știu dacă mai sunt Oana și Alexandra acolo. Crafters e un butic de PR care lucrează în special pentru antreprenori. Vă recomand să vă abonați la newsletterul lor, e foarte bun.com se numește. Și o să vă dau share screen să vedeți, dacă îmi permiteți, cum arată după ce s-au uitat. Deci ei au clienți antreprenori și ele vând servicii de relații publice. Da? Se îngrijesc de reputația antreprenorului în raport cu publicurile lui țintă. Ele, mă rog, da? Și cum au ascultat, au vorbit cu clienții lor, asta e foarte important, să iei clienții tăi și să ai interviuri față în față, preferabil nu în scris, pentru că sunt foarte importante verbatimurile, e foarte important să iei exact cuvântul omului. Cu cât ești mai aproape de cuvântul omului, da? Cu atât timp comunicarea ta va vibra mai rapid cu el, da? Și uite cum arată de la Crafters, de exemplu, ceea ce au pus ele inclusiv mot a mot, da, mot a mot. Ce zice clientul, da? Cumva asta e cea mai prețioasă parte a studierii clientului potențial, ideal, whatever, cum îl numim. Cel mână, care e insight-ul ăsta, acea informație care e atât de intimă în raport cu categoria ta de produse, sigur, cu tipul de raportare, cu nevoile de care vorbea Cristiana și care sunt aceleași pentru toți, din fericire.
Și apoi să notate exact așa verbatimurile, da? Vreau să lucrez cu cineva care să-mi înțeleagă business-ul, nu să vină cu briz-brizuri și artificii, da? Asta se transformă foarte imediat, se poate transforma în mesaj puternic, care se poate transforma în comunicare fără briz-brizuri, știi? Pragmatism, nu știu ce. Îmi doresc să amplifici o voce. Știi, deci notarea acestor insight-uri, asta e o chestie foarte importantă. Crafter se numește Customer Development Interviews și așa se numesc în general în zona asta de servicii. O să opresc, dar am vrut doar să vedeți concret că nu sunt nu știu, lucruri de făcut pentru bifat, ci sunt practic doar a asculta și a nota și a ține cont de munca asta. Cel mai important, apropo, tot de cuvinte, că tot le întoarcem, știi? Pentru că ele, cuvintele ne determină și deciziile și comportamentele și tot. Trebuie să înțelegem universul ăsta de cuvinte, da, al consumatorului și de motivații. Un alt instrument util care te ajută la canale, te ajută la alte lucruri, sigur, în agenții și în specialiștii folosesc instrumente foarte acurate să măsoare lucrurile astea, dar antreprenorii mici care n-au bani de instrumente acurate poate să folosească, de exemplu, 24 de ore din viața consumatorului. Să-și imagineze cum arată de când se scoală până unde, cum se spală pe față la baie, ce face mai departe, cum pune prima oară mâna pe mizeria asta. Și uite așa, știi? Adică dacă te uiți așa, o să știi și răspunsul la întrebările, dar eu când postez, de exemplu. Știi că noi, oamenii, în loc să mănânce și să bage mâncarea în ei cu conștiență, se uită pe telefon în timp ce mănâncă. Deci la prânz, nu? O etapă bună. Sau când stau mașini, știi? Deci cumva dacă faci 24 de ore și ăsta e un instrument prin care te poți apropia mai mult de obiceiurile de consum media, de exemplu, ale publicului țintă. Pentru branduri personale, de exemplu, am observat inclusiv și am contribuit inclusiv la niște, poți face niște chestionare din astea, în branduri personale se fac. Pentru că, de fapt, strategia de comunicare e cum ajung de la cine sunt la cine vreau să fiu și pot să fiu, da? Și atunci e important să știi și cine ești, știi, înainte să vezi ce vrea să fii. Și unii folosesc aceste tipuri de sondare, chestionare, cu mai multe baterii de întrebări, făcute într-o platformă gratuită, poți să le faci, unde întrebi oamenii, sigur, și cum se raportează la tine, cu ce cuvinte te asociază, cu ce simbol, cu ce imagini, cu ce whatever, și apoi inclusiv lucruri legate de obiceiurile lor de consum. Știi? Dacă ai vrea să primești informații despre domeniul meu de camioane cu proiecție, nu știu de care, cum ești, ai vrea să le primești, video pe WhatsApp, știi? Mai afli lucruri. Ca orice cercetare între ghilimele, că de multe ori nu sunt neapărat riguros făcute și asta e un păcat, deci cred că ar trebui vizat un pic și rigoarea, dar de multe ori aceste instrumente te ajută să spui ordine în gânduri. Ele nu-ți dau întotdeauna minuni sau revelații tot timpul, știi? Dar te îndreaptă și îți direcționează un pic drumul ăla să fii mai aproape de cel cu care vrei să comunici, pentru că te preocupi atât de mult de tine și ce ai tu de zis, dar ce ai tu de zis nu contează. Contează doar ce are nevoie celălalt să audă și ce poate recepta, știi? Și dacă cu cât îl cunoști mai bine pe consumator, ca să închei, cu atât mai bună va fi comunicarea, pentru că ai șanse mai mari să ajungă la el. În cuvintele lui, în felul lui și vizând acele nevoi de care vorbea Cristiana, pe care brandul tău le poate măcar contribui la rezolvarea lor, pentru că de rezolvat nu poate nimeni să mai rezolve nimic, sper că ne-am lămurit cu asta, niciun brand, niciun nimic, da? Doar împreună toată lumea rezolvă lucruri, așa că sper în discursurile astea mai puțin salvatoare, da? De la brand. Ok, foarte fain, deci am reținut așa interviurile, zona asta de a-ți imagina, să zicem, o zi din viața consumatorului, inclusiv mapa cumva parcursul, ce media consumă, elemente din viața lui pentru a-ți da seama mai bine, să zicem, când ai putea intra pe fir, să-i furnizezi mesajul respectiv plin de personalitate. Cred că mai există, noi mai folosim în design user persona și e un instrument care mapează inclusiv ce povesteați amândouă, nevoile, ce vede, ce aude omul, care sunt, la ce visează și la ce îl oprește, să zicem, din a atinge respectivul vis. Da, trebuie făcut și mi se pare foarte mișto că am adus cumva două nuanțe, și calitativ și cantitativ. Să zicem, chestionarele sunt exponentul cantității și îți dau un anumit tip de informație,
pe când interviurile face-to-face, să zicem, sunt mai calitative, se transmite inclusiv limbajul corpului și alte elemente pe care poate în chestionare nu ai cum să le atingi. Te rog, Cristiana. Ce vreau eu să spun aici este că mai e un tool și chiar vreau să recomand, se numește Board of Innovation. Ce recomand aici este poate un design thinking, mi se pare mult mai interesant de făcut, mai ales în etapa asta în care vrei să mapezi acest user journey despre care vorbea și Monica. Se poate face în grupuri restrânse, poți să fii chiar tu moderator, iar Board of Innovation îți dă destul de multe tool-uri și planșe pe care le poți downloada gratuit, astfel încât să-ți ții singur anumite elemente, părți din interviu, să-ți dai seama ce nevoie au, să mapezi care sunt punctele lor de tensiune și care sunt dorințele lor pe fiecare etapă a experienței lor în comunicare cu brandul. Și este un tool atât calitativ cât și nebiasat față de interviurile de grup, de exemplu, unde poți să te ghidezi după personalitatea cea mai puternică a grupului și atunci brusc nu mai este atât de multă calitate în informațiile, insight-urile pe care le extragi de acolo. În design thinking lucrurile merg de așa natură să nu avem bias-uri atât de mari și este un tool care cred că nu este folosit la potențialul lui maxim în momentul de față. Aș mai adăuga la ce a zis Cristiana, că e foarte utilă și observația asta, extraordinar de utilă. Adică, nu știu, dacă ai o cafenea, să stai acolo în cafenea și să te uiți la ce fac oamenii, ca să vezi că, nu știu, ei au anumite pattern, niște obiceiuri, poate, niște cuvinte, niște momente cheie, știi? Pentru că comunicarea nu e doar pe construcție de mesaj și tot, e pe călătoria întreagă a consumatorului tău. Deci observația nu e, e un tool foarte subestimat și extrem de prețios. Observația asta intenționată, dacă vrei, chiar cu niște liste, ți-ar putea să găsești niște lucruri super de insight acolo și valoroase. Este mai shadowing și propune practic să stai în umbră și doar să observi. Există și varianta de a interveni și de a provoca niște situații, să vezi cum reacționează respectivul organism la ce faci tu. Dar observarea în sine, dacă tu, să zicem, faci o serie de cești din ceramică, ar fi interesant să mergi în niște cafenele, să vezi cum ține lumea acea ceașcă, de unde o apucă, ce-ar fi, care e problema lor acolo și doar să observi. Mi se pare că deja strângem, cred că avem cele mai multe referințe, da, nu? Și instrumente, suntem foarte mulțumiți de ce generăm în această sesiune. Vreau să mergem mai departe și am vorbit un pic despre stabilirea și înțelegerea, mai ales a targetului pentru cine. Să mergem un pic spre cum alegem canalele de distribuție. Cum știm care sunt cele mai propice pentru ceea ce vrem noi să facem? Și asta aș vrea să merg către Monica cu această întrebare, iar către Cristiana aș vrea să vedem, poate ai în minte o campanie în care canalul în sine a făcut diferența, să zicem, în respectiva campanie. Deci, Monica, acum... cum legăm targetul de canale? Ce sunt canalele astea? Care e? Planul unei campanii de comunicare e un pic mai amplu. Adică de la targetul esențial, se începe, important să începem de acolo, mă bucur că l-am atins. Până la canale, ne mănâncă sfinții, adică mai e mult drum de făcut. Nu avem timp acum, probabil, în întâlnirea asta, dar n-aș vrea să ne menționate lucrurile care stau între... va ca puzzle-ul, da? Între target, alegerea canalului potrivit, a mesajului potrivit, care să ajungă la audiența potrivită la momentul potrivit, da? Deci până ca să afli lucrurile astea, mai sunt câteva puzzle-uri super importante. De exemplu, analiza foarte bună a industriei tale, a poziționărilor, a ce se întâmplă acolo, ce limbaj se folosește, cine, ce teritoriu acoperă, da? Aici un specialist în branding, un strateg, e aur curat, da? Deci bucata asta de tine, de business al tău, bucata de competiție, de peisaj de competiție, atât directă cât și indirectă, da? Că tu vinzi cești de porțelan, dar poate competiționezi cu toate paharele, de toate tipurile în care se poate bea și cu mâna, așa până la urmă, știi? Deci cumva e foarte important să te uiți la competiție, atât din perspectivă de business, cum monetizează, ce instrumente au funnel-ul lor, nu intrăm în detalii prea multe aici, dar competiția e cheie în a vedea cum te poziționezi și ca mesaj, dar mai ales din punct de vedere mai profund.
Deci ne uităm la consumator, după ne uităm la industrie, la noi, după la industrie, după la societate în pe larg, care sunt atitudinile referitoare la categoria ta, care sunt conversațiile care se întâmplă referitoare la categoria ta. Că dacă tu faci coaching și lumea nu are încredere în coach, termenul ăsta te încurcă, poate că e o chestie importantă în care nu mai zici doar educăm piața cu uneori atât de multă chiar aroganță, o văd de multe ori, știi, ci poate îți pui problema de a contribui la reputația profesiei tale și de a face cumva altfel lucrurile, da? Deci e foarte important să ieși la societate. Cum funcționează ea și mai ales care sunt în zona, sigur, de interes imediat, da? Sigur, și la societate e clar, că e foarte important, nu știu, cum arată anul viitor, alte lucruri din astea de mediu extern, știi? Care într-un SWOT le poți face simplu ca antreprenor, de exemplu, unde ai diferențele între puncte tari, puncte slabe, sunt astea ce țin de tine, oportunități și amenințări, știe tot antreprenorul, sunt lucrurile care țin de extern, da? Deci poți să le faci așa. Dar e important până ajungem la canale să trecem și prin astea, știi? După aceea, sigur, să vedem ce, unde se uită audiența, unde petrece timp, cum petrece timp pe canalele astea. Și aici, cred că ai zis, Cristiana, foarte bine, nu e foarte mult despre subiectivitate, știi? Și unde credem noi și cum ne place nouă pe un canal sau altul. E foarte mult despre cunoașterea intimă a audienței și a obiceiului ei de consum media și de receptivitate. Pentru că poate nu poți primi un mesaj de, nu știu, despre, nu știu, situații oncologice în timpul unei promoții la pateu, știi, sau nu știu, e foarte importantă categoria, momentul, tot ce se întâmplă, da? Deci în alegerea canalelor sunt mulți factori. Ce pot să zic cu certitudine însă este că trăim o disrupere mai mare ca oricând a canalelor. Oamenii sunt, de fapt, noi luptăm pentru a le obține atenția și întrebarea ta, Andrei, este de fapt cum găsim acele, acele canale unde să putem prinde un pic din atenția asta. Oamenii sunt praf. Atenția lor e praf. Și receptivitatea lor e foarte, foarte limitată. Ne luptăm pe aceleași ziduri cu toată lumea, cu politicieni, cu ONG-uri, cu toată lumea, da? Berea, Parizerul intră în același feed cu cauzele sociale, cu tot, da? Deci un amalgam. Și atunci, pentru atenție, cred că sunt diverse decizii strategice de făcut. În funcție de unde e brandul, în ce faza lui este. Un brand la început va avea nevoie și de autoritate și poate va avea nevoie și de bucata asta de earned media, cum o numim noi, de să meargă pe canale de PR și poate la început să reușească să atingă niște stakeholderi pe niște canale din astea de mass media clasică, de exemplu. Nu știu, vrea să apară în Ziarul Financiar și nu știu unde, sunt canale din astea de PR, de la lansare, de exemplu. Apoi sunt canalele pe care reușești să creezi awareness sau altele pentru care conversia poate e mai la îndemână, știi? Și ai canalele astea de audiență mare, ele se folosesc mai ales în perioada asta de creare de notorietate, da? Social media e canalul cel mai la îndemână și din păcate de antreprenori de multe ori mult supraestimat, observ asta. Adică își pun foarte multe ouă în aceste coșuri, care de fapt ele sunt doar niște trigger, ele ar trebui să fie folosite pentru a duce lumea la tine acasă. Ca acasă tău e cel mai important. Deci canalele tale proprii, un site ca lumea, este cel mai important canal de comunicare pe care poți să-l ai vreodată. La fel ca aceste lucruri pe care le trecem cu vederea, știi? Subestimăm puterea unui tricou gratuit, unui pix, a unor, știi, lucruri care și le expresii ale brandului, știi? Deci cumva la început, până ne gândim la SF-uri de canale și optimizări și strategii complexe, cred că ar fi important să ne facem o analiză a celor patru tipuri de canale care există. Canalele proprii, unde vorbim de site, de newsletter, da, esențial, esențial, esențial pentru orice antreprenor, o cale directă de a avea acces la public, da? Pentru că aceste canale se clasifică în funcție de cine controlează conținutul și distribuția lui. Iar pe canalele proprii tu controlezi și conținutul și distribuția și ele sunt foarte valoroase, pentru că acolo vinzi eventual dacă ai și shop, sper, și pus ca lumea așa, dar revenind, tu trebuie să aduci lumea tine acasă. Și acolo să fie bătaia ta, știi? Acolo să crești cel mai tare blog. Acolo să nu-ți storci nervii, energia, să faci cel mai frumos content cu 5 like-uri în online și să zici, dar nu merge, mă, nu merge chestia asta. Deci lucrurile astea se gândesc un pic integrat. Aduci lumea la tine acasă. Folosești canalele de amplificare cu specificul lor fiecare și acolo unde ai public. Dacă ai și unde e specificul industriei, da? Și aici ai zona de social, folosești și earned media, această media câștigată atunci când ai nevoie și foarte mult insist pe zona de paid, pentru că comunicarea nu dintotdeauna a fost, adică
nu și-a făcut nimeni un ziar, un brand și a devenit foarte cunoscut, da? Se plătește pentru, mai ales că vrei să iei banii oamenilor. Și zona asta de paid e esențială și o să închei spunând doar că în zona de paid, cred că e important să știe antreprenorii, sunt doar trei tipuri de a face paid. Astea sunt, da? E bannerea la Google Display, sistemul, da, de bannere pe site-uri, alea care ne enervează când vrem să intrăm să citim știri sau orice altceva, pe care mulți antreprenori sau chiar și publicitari își le blochează cu adblockere, lucru care este foarte ciudat, pentru că ar trebui să poți să vezi toate reclamele din lume, să le știi, știi? Deci e important să fiți deschiși, să vedeți cum comunică alții, să vă salvați un folder cu exemple bune și proaste. Așadar, Google Display e zona de AdWords și tot ce înseamnă cuvinte cheie pe care le plătești în strategia ta de a atinge relevanță în prima pagină sau cât mai aproape de ea. Și a treia, cea mai mare categorie, din păcate, mă rog, foarte supraexploatată și cu rezultate greu de obținut dacă ești antreprenor la început de drum și faci singur, e zona de social advertising, unde vorbim de toată benăreala și tot ce înseamnă zona de Facebook. Și astea sunt mare, sigur, și simplificând un pic, lucrurile unde îți poți pune banii. O să o las pe Cristiana să completeze aici, sigur, zice ea continuare. Deci canalele sunt importante, dar strategia e mult mai importantă de deasupra. Mulțumesc mult. Rămân cu niște lucruri foarte faine și anume mai ales acest concept de acasă, să-l aduci acasă la tine, între ghilimele, și acolo să-ți faci de cap cu respectivul consumator. Mi s-a părut foarte mișto treaba asta. Mulțumesc și că ai împărțit destul de clar lucrurile și ai pus accentul și pe canalele proprii, cu care rezonez și eu. Nu bate nimic un canal propriu, o comunitate pe care ți-ai dezvoltat-o într-un fel sau altul. Și e o recomandare pentru toată lumea un astfel de canal. Deși este destul de greu de făcut și ăsta, dar măcar ai control pe el, poți să-l crești, poți să-l vezi crescând și sigur poate deveni o variantă de folosit. Cristiana, ai cuvântul. Pe de o parte, dacă vrei să mai completezi niște lucruri, pe de altă parte, dacă, mamă, dacă ne-ai dat și niște exemple, ți-am fi profund recunoscători. O să încep printr-un test, mă aud. Da, te auzi. Bun, bun, ai revenit în forță. Perfect. Atunci, dacă tot mă aud, o să profit să completez discursul Monicăi, care a pus bazele corecte din punctul meu de vedere. Cum ne uităm un pic la acest subiect? Trebuie să nu uităm că sunt foarte multe alte canale și oferte pe care le recomand să le folosim, adică să fim prezenți la evenimente, să ne călcăm un pic această teamă de expunere, toți o avem, de a vorbi în public, dar cred că dintre toate canalele este cel cu return on investment cel mai direct și se vede, mai ales în business-urile antreprenoriale, în momentul în care ai o prezență de succes undeva, în momentul în care cineva are șansa să te audă discutând pasional despre ceea ce faci, s-ar putea să ai surpriza să ai niște rezultate de 1000 de ori mai bune decât orice conținut digital în social media ai putea să postezi. Nu în ultimul rând, și cu asta o să trec la exemple, vreau să punctez și faptul că e important ce facem în canalele astea. Adică, într-adevăr, own media este destul de nefolosit de către antreprenori la valoarea la care ar putea să fie. În schimb, este important să ne uităm să vedem cu ce este conținutul meu diferit de al celorlalți, pentru că în lupta asta pentru atenție, toți suntem niște mici peștișori aurii cu 6 secunde și la următorul scroll sunt în altă parte. Prin urmare, este important să vedem ce added value aduc eu în discurs, ce nevoie vreau eu să îmbrac prin acest conținut. Altfel, riscăm să îi pierdem pentru prima reclamă la pâine sau la știu și eu ce altceva le-a atras atenția în mediul digital. Ca să-ți răspund la întrebarea, Andrei, dacă există vreo campanie unde alegerea canalelor a făcut toată diferența, cred că nu există campanie care alegerea canalelor potrivite să nu facă toată diferența. O să dau câteva exemple din ce am făcut noi și am simțit că a fost ceva valoros. A fost campania pe care am făcut-o pentru Durex acum câțiva ani. Lansam o gamă pe mărimi de prezervative. Subiect foarte sensibil de altfel, după cum vă puteți imagina, mai ales că targetul principal este masculin și bineînțeles că dintre lucrurile pe care ei vreau să le audă în online era fix asta, ce mărime este și dacă îmi trebuie mie. Și aici am făcut o mișcare destul de
diferită și ne-am asociat ca și canal principal, apropo de mișcare de PR, cu niște, o trupă de comedianți care erau și ei cumva pe mărimi, unul mai mic, unul mai mare, unul mai... Și prin asocierea asta directă, folosind ca și canal principal atât turneele lor, cât și pe ei în reclamele noastre directe, am reușit cumva să facem un fel de campanie în care era discuție de la bărbat la bărbat. Inclusiv site-ul campaniei era foarte conversațional, în funcție de opțiunile tale din quizul video, te duceai la un alt tip de răspuns, aveai și filere în care omul era, haide, dar mai durează mult și așa mai departe. Foarte amuzantă toată campania și țin să te anunț că, în ciuda tuturor temerilor noastre, am ajuns cu mesajul la audiențe, am fost apreciați și nivelul de hate, apropo de cât hate este în online, a fost la minimum aproape deloc. Pentru că am ales canalul potrivit. Dacă discutam cu, nu știu, medici, dacă discutam cu farmaciști, dacă discutam cu un simplu PPC în care ne puneam niște creative frumoase, PPC înseamnă aici ce zicea Monica mai devreme, rețeaua Google Display Network și mai departe, practic reclamele plătite la click, am fi fost foarte impersonal și nu am fi ajuns unde trebuie. Aceasta este una dintre campaniile unde canalele chiar au făcut diferența. Faptul că ne-au văzut audiențele în medii în care au putut să ne înțeleagă și au avut ureche să înțeleagă mesajul brandului. Fain, Bineînțeles deci că am practic foarte multe, foarte multe exemple. Da, zi, Andrei. ați ales o trupă de stand-up să vă ducă mesajul în țară, pe foarte scurt. Exact. Și ne-am și asociat cu ei. Importantă și consistența. Adică dacă folosești și am observat asta, dacă tot investești într-o colaborare, important este să maximizezi asta în toate tipurile de canale la care ai putea avea acces. Pe exemplu meu, cum spuneam, ne-am asociat și cu turneul lor, am fost prin țară, ceea ce a asigurat atât consistență în colaborare, adică oamenii au înțeles că ok, Durex și această trupă transmit mai departe acest mesaj și în același timp a făcut și audiența să știe exact unde se află brandul și dacă vrea să ne urmărească activările, să știe unde ne găsesc. Deci este important să ne maximizăm fiecare dintre acțiunile pe canal, altfel riscăm să fim în toate bărcile odată și să nu avem rezultate. Dar, Perfect. Andrei, o să adaug și faptul că ele trebuie sigur planificate, pentru că nu există nicio soluție unică care să funcționeze. Ele funcționează în ziua de azi foarte în tandemuri, știi? Adică poți să ai o platformă extraordinară de brand, dar trebuie să-ți aduci cu ajutorul publicității plătite oameni, da? Deci totul funcționează împreună și strategiile care sunt cele mai eficiente, de fapt, ajung la obiectivele propuse, reușesc să le îndeplinească, sunt cele care folosesc o multitudine de tactici bine sincronizate și strategii gândite. Și când vorbim de canale, n-aș vrea să trecem fără a menționa și canalele inovatoare care sunt la îndemâna antreprenorilor. Dacă ție din 24 de ore ți iese că consumatorul tău consumă pizza, există o posibilitate foarte bună să selectezi pe cartiere și să-ți ai reclamă pe cutia de pizza, mai toate pizzeriile, inclusiv locale, da? Grupurile, adică Discord-ul cu canalele lui, streamurile de Twitch, care sunt o oportunitate fabuloasă, unde se adună oameni mulți și unde notorietatea poate fi rapidă. Adică nu luați doar canale în sensul ăsta amplu, da? Canalele clasice. Canal este orice suport care îți poate duce ție mesajul mai departe. Și sigur, cele fizice care adresează simțuri încă virgine, ca să zic așa, da? Mă refer la olfactiv, la încă podcastul, urechea încă e un pic virgin, așa, dar de obicei poluarea informațională e atât de mare încât cu cât canalul pe care îl alegi e mai disruptiv, ca să zic așa, sau e mai aproape de a prinde atenția aia omului, știi? Cu atât e mai util. Din nou, canalele astea, din canalele clasice, există radiouri de nișă unde antreprenorii de design, că toți suntem în zona creativă, ei ar trebui în primul rând să urmărească și să asculte Black Rhino, nu? Cu emisiunile alea, cum sunt ele, de câți oameni sunt, dar Black Rhino e un instrument foarte important în industriile creative, unde se poate produce content pe care, atenție, poate că acum nu-l ascultă nu știu câți, dar tu dacă faci această bucată de earned media, dar reușești, comentezi la ea la emisiuni, te duci, rogi, afli unde sunt, știi, te duci, faci lucruri, ai și o poveste bine conturată, poate ascultă doar câteva sute de oameni, dar tu materialul ăla poți să-l preiei, poți să-l prelucrezi, poți să-l pui în canalele tale. Deci de multe ori specialiștii în comunicare folosesc conținutul foarte, cum să spun, foarte ajustat canalelor, știi? De multe ori tocmai
ducerea asta, e strategie bulgăre de zăpadă, știu, strategia bulgăre de zăpadă în care aduni, 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 dar esența e aceeași. Deci trebuie văzute canalele și ca oportunități de amplificare pe alte canale. Ceea ce este important și trebuie văzute creativ și trebuie făcut lucruri ca să... Determinarea ajută mult antreprenorii. Am văzut antreprenori la început de drum care au ajuns să dea interviuri unde te știu unde sau să facă lucruri doar pentru că nu le-a fost jenă să bată la uși. Au avut răbdarea să-și construiască o poveste suficient de interesantă cât să obțină urechile celor la care mergeau și au obținut lucruri spectaculoase. Deci fiți creativi cu canalele și luați-le cu curaj, mai ales când ai bani. E important ca creativitatea să fie mult mai sus decât altora. Uite un exemplu, îmi povestea un tip de B2B care face business to business, are o agenție de PPC, Canopy se numește, o agenție foarte bună pe care vă recomand și pe site-ul lor, au un site foarte bun cu resurse. Deci Canopy ăștia au un băiat care îl conduce, care se numește Cristian Ignat, care conduce și o firmă de Agranda, se numește de Agranda, de automatizări. Când și-a lansat compania, pentru că erau foarte mult, a pozat dezbrăcat pe coperta unei reviste, știi? Un lucru care pare out of the box total, știi? Dar a fost parte dintr-un concept, ei vreau să spună, era o industrie destul de caracterizată de netransparență, iar au vrut să vină să spună, băi, noi nu ascundem nimic. Înțelegi? Și am făcut sens. Nu e o idee stupidă care atrage doar atenția, știi? Deci e de văzut, când ai bani, măcar curaj să ai. Deci cumva e important și ați insista mult pe cuvântul ăsta și în alegerea canalelor. Fain. Și cred că ai dus foarte bine discuția spre mecanică și spre creativitate, spre concept și cum această creativitate poate salva oarecum, cum ai spus, și lipsa, să zicem, a unor bugete, adică rezolvi, găsești niște canale creative, dar inclusiv la a-ți defini mesajul și toată estetica, să zicem. Și vreau să te întreb, Cristiana, pe de o parte, eu am ieșit de mult din agenții, sunt curios să-mi dai niște referințe. Cum se mai întâmplă sesiunile de creativitate sau cum se mai face creație în agenții? Iar pe tine, Monica, apoi o să te întreb un pic în tot acest zoomzet, noise de lucruri. Cum poate creativitatea să ne ajute sau ne mai ajută și de fapt ar trebui să ne uităm altundeva, să lăsăm creativitatea ChatGPT-ului și să, nu știu, pulsăm pe canale sau pe înțelegerea targetului sau pe alte lucruri. Cum se mai face creație în agenții? Cred că așa cum se făcea și înainte, sunt foarte multe răspunsuri la întrebarea asta, dar să mă concentrez pe ce am observat în jurul meu și ceea ce am ales și noi să facem prin lansarea unei noi agenții în grup. Ne-am dat seama că s-a schimbat foarte mult felul în care consumatorul interacționează cu advertising, cu ad-urile. Cum a zis și Monica mai devreme, foarte mulți dintre noi avem ad-blocăre, inclusiv oamenii din agenție au ad-blocăre și asta este un lucru de-a dreptul ironic, având în vedere că nu vrem să le vedem propriile reclame într-un fel, cam asta transmitem, dar realitatea este că ne luptăm să ne aducem un pic din atenția asupra task-ului at hand și să nu ne mai sară atenția în toate lucrurile, pentru că și asta se întâmplă, suntem bombardați de informații din toate părțile și atunci ce este important în felul în care se face creație în 2024, ca să zic așa, este să targetăm acest nou tip de consumator, acest nou tip de consumator de reclame, cum îl numim noi. Nu mai vrem să vedem advertising-ul clasic. Și atunci am zis că vrem să am lansat prima agenție în care co-creăm cu generațiile tinere. Practic ei sunt creativii noștri, vorbesc despre Maker Studio aici. Și tocmai asta vrem să facem. Vrem să admitem faptul că nu putem să deținem toate adevărurile și că creativii noștri pot veni cu know-how-ul creativ și cu know-how-ul de curatoriere a conținutului, dar insight-urile și ideile pot să vină de la consumator și încercăm cumva prin această nouă agenție să schimbăm felul în care se face advertising în momentul de față, să dăm un pic din puterea care a ajuns strict la branduri înapoi consumatorului, pentru că până la urmă ei ne cumpără, ei ne vor, și să vedem ce poate să iasă din această ecuație în față. Rezultatele până acum, cel puțin ce campanii am derulat pe noul model de business, pot să spun că au fost foarte bune.
Și cred că este foarte important, mai ales în momentul în care facem creație, să nu fim creativi de dragul de a fi creativ, să avem o bază, să acoperim o nevoie, să încercăm să construim pe un insight cu adevărat relevant în momentul în care construim acea campanie. De asta e important să concreăm, poate cu să facem un brainstorming cu niște consumatori din, în care avem încredere, să integrăm cumva ideile lor sau poate să pretestăm niște concepte cu care vrem să ieșim în piață, tocmai ca să vedem, să nu fim biasați de această putere a creativității care se pogoară asupra noastră și care ne face niște zei în advertising. Pentru că, într-adevăr, este un watch-out pe care l-am văzut destul de des în industria creativă. Reușim să ne biasăm destul de repede și vorbim și nume propriu. Noi, ca și cum de-a lungul timpului, ajungem să ne placem copiii, ideile mai mult decât să le vedem practicalitatea. Și este foarte important să ne ancorăm totuși ideile creative pe niște probleme de business pe care vrem să le, să le rezolvăm. Mi se pare foarte interesant, nu știu dacă voi ați remarcat, în ultima perioadă nimeni nu mai are probleme, toți avem oportunități. Genul ăsta de gândire nu este constructivă. De ce? Pentru că în momentul în care noi nu vedem problema, noi nu reușim să găsim o soluție. Soluția presupune creativitate, presupune un mesaj creativ care să o ducă mai departe, presupune o, nu știu, idee vizuală creativă care să rezolve problema respectivă sau poate o idee creativă de canal care să-mi rezolve problema respectivă, să leg discuția cu ce discutam mai devreme. Deci nu cred că ar trebui să ne ferim de probleme. Este absolut normal în momentul în care lucrăm într-o piață, să ne confruntăm fie cu o problemă de lansare în piață, fie cu o problemă de loializare. Sunt diverse probleme pe care le putem îmbrăca creativ și cred că cel mai important, creația ar trebui să aibă un scop. Nu ar trebui să fim creativi de dragul creativității, ci ar trebui să fim creativi din dorința de a face și aduce lucrurile într-un sens care are impact în business-ul pe care îl avem. Perfect. Mulțumesc. Eu de curând, să zicem de vreo 2 ani de zile, la întâlnirile sau la atelierele de ideație, mă chinui să aduc câte un copil care să contribuie la idei. Mi se pare că perspectiva unui copil, mă rog, undeva la peste 8 ani, 8-12 ani, Doamne, deci au în minte aia niște lucruri și împreună cu adulții, să zicem, responsabili, ies niște lucruri foarte, foarte mișto. Sunt destul de riscante întâlnirile pentru că un copil e destul de imprevizibil, dar eu cel puțin am generat niște lucruri incredibile. Te rog, Monica. Aș sublinia 2 aspecte în completare. Odată principiul de nimic pentru ei fără ei, care este un principiu care se aplică în orice tip de comunicare, în care atunci când vorbești despre o anumită categorie de public, e important ca publicul ăla să fie implicat, să fie ascultat, să fie luat în considerare. Cred în colaborare foarte multă și inițiative din astea de adunare a diverselor publicuri și de a-i face co-creatori, contributori. Ele au existat întotdeauna ca inițiative formale sau colaterale în toate agențiile mari și așa mai departe, board-uri de Gen Z adunați. Cu toate astea, eu cred foarte tare în meseria asta de specializare, adică e o meserie care are specialiști și cred că așa cum nu dăm, e foarte important să avem, să ținem totuși de meseria asta și să luăm feedback-ul și inspirația în zona de creativitate, dar să nu rămână validarea finală în zona asta, pentru că o să ajungem cum era publicitatea la început, când antreprenori la început de drum își aduceau copiii sau nevestele sau oamenii care făceau curățenie în organizație și spuneau că ei trebuie să testeze copiurile, ei trebuie să vadă să fie de acord. Așadar, sunt de acord cu inspirația, dar poate ca și co-creatori în zona asta de a obține validare, cumva, de a obține cumva zeitgeist-ul, de a obține fibra, știi, de a obține, cred că ajută la creativitate, da, implicare și co-creere, cu cât mai multă diversitate, cu atât mai bine la masă. Specializarea și creativitatea însă, așa cum bine spuneați și voi, ea se
Însă e o chestie concretă și de multe ori bazată pe date. Cei care reușesc să aibă și date și să-și alimenteze creativitatea de date sunt cei cu adevărat care vor folosi amplificarea asta. Pentru că creative și ChatGPT-ul foarte bine pe scripturi și în ziua de azi, când dacă ai de făcut ad-uri de Facebook sau de orice, da, îți trebuie, nu știu, zeci, poate sute de instanțe de texte. Da? Să-i dai lui ChatGPT să ți le facă și apoi să-l corelezi cu Canva și să-ți dai drumul la campanie. E tot creativitate, știi? Și e importantă. Deci creativitatea e foarte diversă în funcție de unde și cum o abordăm, dar principiile de implicare a audienței, de maximizare a tehnologiei și continuă actualizare a oamenilor care lucrează în domeniu. Și când zic actualizare, mă refer și la specializarea lor și mulți dintre ei se specializează în continuu, dar și la ținerea legăturii cu realitatea în toate formele ei, este foarte importantă. Și sper să fie un cuvânt cât mai des folosit și pentru antreprenori, mai ales că ei nu își prea permit să fie altfel. Deci ar trebui să aibă curajul creativității. Cool. Perfect, mulțumesc. Eu m-aș duce spre a trage o concluzie a acestui instrument sau completam niște lucruri aici. Mulțumesc, Ina, că mă ajuți să capturăm toate discuțiile valoroase. Am trecut odată prin target și am văzut destul de multe nuanțe despre cum putem să-l înțelegem cât mai bine. Apoi am trecut poate prea rapid spre canale. Monica ne-a tras de mânecă și ne-a spus că hei, stai un pic că mai sunt niște lucruri pe care le-a punctat foarte bine. Apoi am mers către zona de mecanică și de mesaje, concept și rolul creativității, să zicem, în a furniza o campanie de comunicare relevantă sau care poate deveni, de ce nu, virală, nu? Că asta își dorește destul de multe lucruri, lume să devină viral. După branding am completat zona asta de comunicare, m-aș îndrepta către ultimul act, suntem în timing, ultimul act reprezentând o parte de întrebări. Avem așa, o să le citesc eu acum și la mica înțelegere între noi propun să alegem câte una la care să răspundem cât putem. Prima ar fi cum pot găsi startup-urile resurse pentru a comunica mai mult și mai bine. Cred că este despre întrebarea despre resurse limitate. Ok, ce faci? Poți să faci o campanie cum am discutat-o noi dacă ai resurse limitate? În tot acest mix, unde intră PR-ul? Într-adevăr, am atins un pic PR-ul, dar putem să intrăm un pic mai mult cu ajutorul acestei întrebări în subiect. Ce reprezintă, ce este strategia de comunicare și nu am vorbit despre ea, dar am înțeles importanța ei. Cum pot găsi timp și pentru producție și pentru comunicare? Cred că e și despre acești soloprenori sau oameni care poate stau în atelier și nu mai găsesc neapărat timpul pentru a posta, pentru a gândi cum le propunem noi o campanie așa închegată și structurată. Deci cum găsești acest balans? Și brandingul este scump, cum găsesc eu bani să nu fac doar un logo, ci un brand? Ok, există această diferențiere între logo și brand. Noi am vorbit un pic mai meta, am vorbit despre brand, despre experiență, despre loialitate, nu neapărat despre logo. Poate fi și asta o sursă, sunt curios dacă alegeți întrebarea asta, oare ce recomandare am avea? Hei, poate în primul pas e ok să-ți faci doar un logo și niște linii așa foarte sau niște linii mai largi de reglementare. Monica, Cristiana, aveți vreo preferință? Aveți libertatea asta de a alege. Dacă nu, vă aleg eu și vedem ce iese. Ea zice câte una și dacă reușim să răspundem la una dintre ele. Eu văd că am microfonul deschis, așa că o să profit de Cristian, dacă îmi permiți, să iau prima întrebare. La două întrebări aș vrea să răspund. Odată treaba aia cu antreprenorul care nu găsește timp.
Cred că antreprenorul contemporan trebuie să înțeleagă cumva că în ziua de azi a face business și a comunica despre business-ul tău trebuie să meargă împreună continuu. Deci nu acum fac business, acum produc, acum fac content. Cred că ar trebui să înțeleagă cumva că e responsabil și de bucata asta de a-și documenta business-ul, da? Trăim pentru a documenta business-ul tău. Și deocamdată să folosească doar telefonul pentru a registra anumite momente, pentru a... pentru a documenta, așa cum ziceam. Deci cumva poate el s-ar liniști dacă s-ar imagina ca pe un reporter, așa, care își privește business-ul, el știind să găsească cele mai interesante lucruri și să le adune într-o arhivă acolo, să-și creeze acest mică bancă de poze, filme, informații, cum arăta atelierul înainte să mobileze, după ce l-a mobilat, un 360 și o din aia pe viteză cu cum se mobilează. Toate lucrurile astea sunt importante, toate astea sunt business, toate astea sunt comunicare. De fapt, poate de multe ori rezistența antreprenorilor vine din faptul că ei văd business-ul și comunicarea ca două șosele paralele. Ceea ce, știți, nu prea e așa, pentru că tu strângi material în timp ce faci. Deci îi sfătuiesc, dacă vor vânzări și vor să reușească, să înțeleagă asta și să înțeleagă că e greu să faci business altfel azi. Nu imposibil, dar foarte greu. Deci comunicarea e parte din business. E așa cum avem ședințe cu cei doi meșteri din atelier în care discutăm ce materiale mai luăm, așa trebuie să avem ședințe și de o bucată pentru conținut, ce mai zicem, cum mai zicem, să ne punem și noi în calendar problema asta de a ne gândi cum ne mai comunicăm, ca să zic așa. Deci îți puteți să-și găsească timp. Din punct de vedere al unei strategii și a unei cu cine să lucrezi, eu cred că întâi trebuie să-ți, și cu asta o să închei răspunsurile mele, cred că întâi trebuie să te capacitezi pe tine, să înveți mult. Și vă recomand niște resurse foarte bune. Stupa al Bancii Transilvania e un loc foarte bun unde antreprenorii pot învăța. Un alt lucru și destul de mult gratuit, doar înscriindu-se în comunitate. Platforme ca platforma EN sunt surse foarte bune de informație. De asemenea, sunt niște consultanți buni de branding care cu generozitate povestesc despre asta. De exemplu, Brand Essence, brandessence.ro, Mihaela Mureșan este un consultant foarte bun care spune multe lucruri. Raluca Chișescu, un alt consultant de brand care mai povestește despre lucrurile astea. Despre Cristiana Belodan v-am zis și vă recomand să urmăriți pe LinkedIn. Irina Negrilă, Grow Your Business, din nou foarte bun. Și ei povestesc de branding și de brand și de cum poți să faci. Deci, odată, antreprenorule, ar trebui să investești în bucata asta și să te uiți. Sunt și cursuri online simple, să înveți un pic mai mult despre asta. Iar ca să-ți faci o strategie, poți să o faci din T0, înțelegând să înțelegi A-ul, unde ești, B-ul, unde vrei să ajungi, și cum poți ajunge pe cel mai scurt drum folosind cel mai ușor resursele pe care le ai. Bani, oameni și așa mai departe. La început de drum, chiar dacă n-ai bani, poți să-ți folosești celălalt capital pe care l-ai adunat. Relații, know-how. Know-how-ul tău e cel mai important capital pe care îl poți comunica la început. Da? Făcând toată bucata asta de poziționare ca expert în zona. Adică să n-ai LinkedIn astăzi, că antreprenor mi s-ar părea totuși un lucru destul de anacronic. Că e cumva primul rezultat pe Google care apare după numele tău, poți să faci acest efort, mai ales că există ChatGPT, pe care sigur eu o recomand pentru folosire, mai ales în zona de rafinare, de rezumare, sunt multe utilități. Cred că ar trebui să ai această prezență, da? Și să ai strategia asta cumva de la început, să cât mai clar. Deci urmărește specialiști, învață de la oameni, ia comunicarea ca parte din proces, nu ceva paralel procesului, înregistrează, filmează, fotografiază, notează cu sete. Tot, că acolo informația nu trebuie. Comunicarea nu se inventează, știți? Nu stă cineva și zice, mă, dar ce să mai zicem, știi? E un proces și cu cât faci procesul ăla mai bine, ca la orice proces, cu atâta e mai interesant, e mai autentic, e mai al tău, nu sunt aceleași cuvinte ca la toți, da? Ca ceilalți. Deci cam asta pentru întrebările astea. Sigur, mi-ar plăcea mult să putem continua și să luăm cât mai multe întrebări de la oameni. Poate pe viitor să aveți și zona asta de live, niște ateliere în care să lucrăm cu niște oameni și să ai și audiență în podcast, cred că ar fi interesant. Mulțumesc pentru oportunitatea de a răspunde la întrebări și celor care le-au adresat. Mulțumim și noi și mi se pare interesant, foarte bună această recomandare. Trăiești într-un reportaj continuu, strânge resurse orice moment, să zicem, din povestea business-ului tău poate fi sau poate deveni un motiv de comunicare. De la primul transport plecat către consumator, au venit niște instrumente scule noi and so on. Faceți-le poze, cred că.
Andrei, aș vrea neapărat să spun că voi aveți la Nod un exemplu foarte bun, care nu mai e acum la Nod, dar care a făcut pur și simplu istorie pe comunicare. Cred că un exemplu pe care toți îl puteți lua în calcul foarte bun și după zâmbetul tău, cred că știu la cine mă refer. Mă refer la un sculptor, adică nimic mai altceva și mai în sexy aparent decât un sculptor, da? Care se numește Dan Rădulescu, nu? Parcă Dan Rădulescu. Dar Rădulescu, care numai că a comunicat, a vândut și a rupt, combinând toate canalele, networking super valoros, băgare în seamă într-un mod pozitiv, da? Ieșire, curajul de a ieși și de a te arăta, povestirea procesului, povestirea materialelor, imagini din atelier, adică are tot, știi, povestea ta e cel mai valoros lucru pe care l-ai în comunicare. Doar că pentru povestea ta trebuie să fii atent la ea și să dai aceeași atenție ca banilor, că din ea îți vor veni banii poate după aia și atunci e important. Daniel chiar este un exemplu, mie îmi place să-l dau foarte mult. Unii oameni sunt un pic săturați de parcă e prea peste tot, e prea cel mai de succes. Iartă-mă, Andrei, din nou vreau să comentez și aici, Cristiana, iartă-mă că mă bag aici în discuție, dar doar să zic asta, că aud des asta. Bă, dar nu o să fim prea peste tot? Ce o să zică, mă, că ne văd peste tot? Întrebarea la asta tot timpul a mea este cine? Oamenii care sunt în cercul de apropiat, normal că văd peste tot, dar cât se supără, cât se-ți dau de fapt în falu, cât e prea mult. Asta de obicei este ori o invidie, ori o scuză. Bă, eu nu pot să fiu peste tot. Stai liniștit, ești departe de a fi peste tot. Nu-ți fă griji că o să comunici prea mult. Greu, rar, se zice. Băi, am dat în falu că comunica prea mult, mă, știi? Deci de obicei când aveți întrebări astea sau bariere, puneți-vă întrebarea următoare. Cine? Nu așa. Și ce o să se întâmple dacă sunt cinci care zic că e prea mult? Știi? Face parte din curajul de a te răda în arenă, asumarea asta, știi? A multului, prea multului, a echilibrului care te face pe tine să te simți confortabil. Pentru că toți avem unul și e important să țineți cont de el ca antreprenor. Perfect, mulțumesc. Cristiana, ți-au rămas trei variante. Care e treaba cu PR-ul? Branding-ul e scump, cum găsesc eu bani pentru a-l face oarecum cu sens? Și tot de resurse, startup fiind, cum găsesc resurse pentru a comunica mai bine? Cred că asta este eterna întrebare și eterna dilema a antreprenorilor, din cât investim, cum găsim noi resurse financiare și otherwise să dezvoltăm chiar și mai mult ceva ce la început clar este destul de solicitant pentru un business. Adică știm foarte bine că ai nevoie de foarte multe investiții să susții activitatea, să susții poate sediu, să susții foarte multe elemente care sunt pragmatice și fără care businessul nu ar putea să existe. În schimb, cred că oamenii își imaginează, cum zicea și Monica, că acest sistem de self-promoting este foarte complex. De multe ori, un simplu ring light cu o cameră fixată deasupra biroului de lucru al unui antreprenor, un time-lapse care filmează procesul de lucru, este și face minuni. Și dau aici exemplu contului Graure, nu știu dacă îl știți. El așa se promovează, așa își promovează business-ul și arată pur și simplu procesul de lucru de transformare a Adidas-ilor în diverse moduri. Și omul face o grămadă de vizualizări și de bani pentru că, de fapt, arată pasiunea, dedicarea, atenția la detalii cu care el abordează business-ul și produsele pe care le oferă mai departe. Deci nu trebuie să fie ceva complex, trebuie să fie ceva care se poate automatiza, de ce nu? Poți să-ți faci un sistem care te filmează on the go, poți să-ți faci, sunt o grămadă de tool-uri digitale care te ajută, CapCut și așa mai departe, să editezi simplu videourile pe care le faci. Și în ultimul rând, de ce nu, că ne ferim și de chestia asta, ok, poate nu reușim tot timpul să ne scriem textele la postă, dar mai putem să ne consultăm cu un ChatGPT pe alocuri, putem să facem un brainstorming, dacă suntem singurul om în business și nu avem cu cine face un brainstorming, găsim resurse. Plus de asta, la fel, recomand vizionarea și mersul la diverse conferințe, elemente de specialitate, cum ar fi stupul. Simplu fapt că discuți cu alți antreprenori care s-au confruntat cu aceeași problemă ca și tine și auzi soluțiile pe care ei le-au găsit, chiar dacă nu vor fi cele pe care le vei implementa și tu, îți vor lărgi clar opțiunile. Ce pot să spun că este cu adevărat greșit este să pornești cu unul în brațe.
aceste microscuze de nu se poate, nu pot, de unde găsesc, dacă pornești din mentalitatea de lips, cam acolo vei rămâne, pentru că nu vei găsi soluții. Creierul tău nu este orientat să le găsească. Atunci recomand să te conectezi la comunitate, să te conectezi la oameni care sunt specialiști, nu mai spun. Adică, de exemplu, la noi în NOT suntem o grămadă de oameni de comunicare care poate nu suntem puși la treabă atât de des de către comunitate pe subiectele astea. Și resursele sunt câte mai câte. Plus că sunt tot o grămadă de podcasturi, o grămadă de business-uri de succes pentru care poți să faci shadowing, să vezi ei ce fac, ei cum se promovează, cum au ales să își arate business-ul mai departe și să te inspiri de acolo. Perfect. Mulțumesc mult, Cristiana. Într-adevăr, există foarte multe podcasturi, dar niciunul ca al nostru.